Deci înțelegeți și băgați bine la cap, oamenii ăștia folosesc aceleași materiale și aceleași tehnici de construcții de 700 de ani, ceea ce mi se pare mind-blowing. Bună dimineața, internet! Alex și Iulia pe motor, aici în fața voastră, într-o duminică dimineață minunată în Cluj-Napoca. E undeva la vreo 9 ceasuri și noi am luat-o la picior, noi am luat-o la motor, de fapt. Ne-am simțit pe motor să facem o plimbare minunată, nu foarte lungă, în duminica asta, către unul din satele care, să zicem că apare cel mai des pe listele cu top 3 lucruri de văzut pe lângă Cluj-Napoca sau în județul Cluj. O să vă povestesc imediat despre satul în care mergem, să vă dau câteva detalii înainte să ajungem. Din fericire pentru noi, pentru că și azi prevede o zi călduroasă, nu o să ne prindă prânzul, pentru că e la distanță de vreo 40 de kilometri doar de Cluj-Napoca. Plecăm în direcția Dejului, dar undeva, cred că înainte sau după Jucu, trebuia să opresc să mă uit mai bine pe GPS. La un moment dat o să facem o stânga spre Valea Borșei și când vorbim de Borșa, nu vorbim de Borșa Maramureș, vorbim de Borșa, cea de aici, de lângă Cluj-Napoca, cea din județul Cluj. Satul în care mergem se numește Chitea și este un sat cu o atestare istorică foarte veche. Adică el apare prima dată în documentație, ca să zic așa, în scrierile istorice, menționat prin 1300 și ceva, deci e un sat foarte, foarte vechi și din păcate e un sat, ca să zic așa, foarte puțin cunoscut pentru noi din zona asta, nu e chiar un sat turistic, deși din ce am înțeles și am văzut pe internet, are destul de multe de oferit pentru călători și pentru turiști. Cum a zis, satul se numește Chidea și ce-l face deosebit, și sper că nu îmi bat joc de numele ăsta, Chidea l-am citit pe internet, nu l-am auzit niciodată pronunțat, sper că zic corect Chidea. Ce-l face deosebit este faptul că majoritatea construcțiilor sau multe construcții, încă de la întemeierea satului până în prezent, sunt construite dintr-un tip de piatră care, să zicem că e destul de unic în România, adică satele de genul, satul precum ăsta e destul de unic în România tocmai din cauza asta, pentru că piatra de care vorbesc eu se numește tuf vulcanic. Și din ce am citit pe internet, eu, în calitate de negeolog sau negeograf, tuful ăsta vulcanic e o piatră deosebită care se găsește foarte rar la noi în țară. Și cum am zis, ăsta ar fi cam singurul sat care are construcții folosind tipul ăsta de piatră. Deci, din poze arată foarte interesant, de abia așteptăm să ajungem să-l vedem. E ceva nou pentru noi, prima dată când mergem acolo. Și, să zicem așa, din colecția asta de chestii de vizitat în județul Cluj și în Transilvania, pe care vreau eu să o arhivez pe canalul ăsta. De aia mergem și noi în direcția aia să-l vedem, să-l vedem pentru prima dată, să ne minunăm, să vedem construcțiile astea construite încă în prezent, după o tehnică, cum am zis, veche de aproape 700 de ani. Ne-am suit pe motora din Iaura, acum ieșim din Cluj-Napoca și o luăm încetul la pas spre Dej. Așa că încetuțul o să o luăm încolo, înspre Chidea. Hai, pornim! Și cu ocazia plimbării de astăzi aș vrea să vă dau o veste super bună. Cel puțin noi o considerăm super bună. Sper să vă bucurați și voi la fel de ea. Noi suntem acum la final de luna iulie. O să intrăm imediat în august. Și începând cu luna august vom pune pauză la sezonul Transilvania de pe canalul ăsta de YouTube, motoblogul ăsta, cum vreți voi să spuneți, pentru că o să plecăm pentru o lună de zile din oraș, din Cluj, o să ne mutăm baza de operații, ca să zic așa, către altă zonă, o zonă foarte faină a țării, și nu o să vă dau încă spoilere, să vă zic unde mergem, dar, cum am zis, o să ne mutăm cu totul, asta înseamnă cu pisici, cu motociclete, cu mașină, cu lucru, cu concediu, cu toate chestiile, în altă parte a țării, așa că pentru următoarea lună, în august, și o să reușesc, sper, să fac cât de multe posibile clipuri în perioada următoare, să vă arăt zona aia foarte faină, așa să ne asigurăm că se trec pe banda asta, pentru că trebuie să mă grăbesc nicăieri, și sper eu să produc în perioada aia cât stăm acolo semnificativ mai multe clipuri decât
producem sau produc acum din Cluj-Napoca, cât filmez, cât mă plimb cu motorul, să vă arăt iar o sumedenie de chestii noi și faine. Din fericire, o zonă care mie mi-e destul de cunoscută, așa că am o grămadă de idei în cap, de locuri în care să vă duc, ce chestii faine să vă arăt și sunt și suntem foarte bucuroși și entuziasmați că o să avem ocazia asta să ne mutăm un pic și să zicem că nu o să mai mapăm Transilvania, o să mapăm altă regiune a țării. Bine, probabil care mă știți mai de aproape, mai bine, probabil aveți o idee care zona aia, nu o să vă zic încă pentru restul, dar dacă nu sunteți abonați, vă recomand să vă abonați, vă recomand să apăsați și pe clopoțel, pentru că începând de săptămâna viitoare, zic eu, o să ieșim cu o serie nouă de videoclipuri cu o altă zonă a țării, cum am zis, uite, n-am loc aici, hai să nu mă bag. Altă zona țării care eu zic că o să vă placă la nebunie și vouă la fel de tare cum place și mie. Deci am trecut acum de Jucu și undeva în satul care urmează, sau de fapt am intrat în Jucu. Am intrat sau am ieșit? Că n-am fost acolo. Cred că am ieșit din Jucu așa. Și undeva aici după Jucu trebuie să urmărim niște indicatoare sau un indicator la stânga către satul Borșa. Fermă, nu, aici, Vultureni, Dej, aici, Borșa, e râul Borșa, bun, și aici imediat trebuie să avem, da, indicatorul Borșa 10 km, bun. O să luăm în direcția Borșa de Cluj, nu Borșa de Maramureș, și din Borșa de Cluj vom face o dreapta către satul nostru, destinație finală pe astăzi. Bineînțeles că voi până punctul ăsta, cred că v-am pus deja pe ecran harta traseului. M-a mai întrebat cineva într-o zi, mi-a lăsat un comentariu pe Facebook la un clip sau pe Telegram. Cred că pe un grup de Telegram. Că să pun și traseul. Da, bineînțeles, eu pun traseul la fiecare clip. E clar că băiatul ăla nu s-a uitat absolut deloc la clip, era în general cu un traseu în primele 3-4 minute a clipului, hai zice, cred că maxim 5, dar nu cred că a fost niciodată așa de mult de la începerea clipului până a apărut traseul pe ecran și de fiecare dată vă și explic și pe lângă asta, dacă se uita la videoclip, uite pisicul, ai grijă pisicul, așa, cum a trecut strada în pisic în fața noastră. Și bineînțeles, dacă se uita la clip și ar fi văzut traseul și îl vrea mai în detaliu, putea să-mi ceară direct GPX-ul, să-i dau, dar nu a fost cazul pentru că băiatul nu a zis să pun și traseul. Deci, care rămâneți până aici, de obicei știți că deja traseul e pus, să-l aveți de la începutul clipului, știți pe unde merg, voi știți înaintea mea pe unde merg, pentru că eu traseul ăla îl export după ce termin tura, și îl pun în videoclip, export GPX-ul din aplicația de la BMW și îl pun în videoclip. Dar în punctul ăsta în care eu vorbesc de el, eu nu știu, pentru că nu știu până unde o să ajung, nu știu exact pe unde o să mă întorc de aici, nici aia nu ne-am hotărât astăzi, poate ne întoarcem pe același traseu, poate veni roată pe după dealurile astea, să ieșim în zona de Vultureni, Chinteni, să ne întoarcem pe Chinteni, Cluj-Napoca și aia se poate. Dar nu contează. Ia ce frumoase sunt lanurile astea de floarea soarelui. Chiar am fost la o plimbare cu mașina ieri și alaltă ieri. Și tot așa, dealurile în partea aia înspre Albea Iulia erau pline de floarea soarelui. Văd că aici e la fel, e super. Și cred că floarea soarelui e cea mai frumoasă floare pe care poți să o plantezi așa pe dealuri, pe lângă drumuri de astea, trasee, șosele. Să ai cea mai frumoasă vedere. Cred că astea și prin Olanda, unde mai Lalele și ce mai vedeam în Olanda? Zambile oare, Iulia? Da, Lalele și Zambile. Și Lavanda. Și Lavanda în Franța, corect, corect, corect. Dar cred că, din punctul meu de vedere, cel puțin floarea soarelui e cea mai frumoasă să o ai așa. Să-ți, să-ți delimiteze drumul. Cam mizerie un pic pe aici, pe șosea. De la multe tractoare care au ieșit de aici. Auleu! Tonă de pământ. Trebuie să mergem încetul și cu grijă că
Da, sunt multe tractoare care lucrează pământul prin zonele astea și săteanul român nu spală tractorul, cum vezi în Germania, care un găgăleț cu apă sau cu apă pe el înainte să iasă pe drumurile publice. Așa că, probabil, după cum bine știți, se umple șoselele astea din zonele de sate cu pământ, piatră, noroi. Ceea ce pentru noi motocicliști e un pic problematic, da, na. Trebuie mers cu grijă și am cu grijă și aia e tot. Bun. Ar trebui să nu avem mult, cred că cu 20 km maxim, poate mai puține. Merg în spatele domnului, nu mai încet deloc să-l depășesc pentru că e zona, dacă vă uitați, e superbă. E prima dată când trec pe aici, deci pot să cobor liniștit de pe motociclete și eu și la putem să coborăm, să luăm o piatră în gură. Că e totul nou pentru noi. Am mai fost în partea aia, la altă de dealuri. Chinteni, Vultureni, Șoimeșeni, ceva de genul ăsta. Zona aia de dealuri cu păsări, cu sate, cu nume de păsări, așa, de după dealurile astea din față. Dar pe aici, pe partea asta, nu a mai fost. Și la final v-am zis, să nu obțină să ne întoarcem mult pe aici, când a venit pe drumul european între Cluj și Dej, ori să venim pe partea aia la altă. O să vedem cum ne simțim și ce chef avem. Ideea că am plecat destul de târziu, adică, na, dimineață, dar destul de târziu pentru temperaturile caniculare din perioada asta anului, așa că am vrea să ne întoarcem cât mai înainte de prânz, să nu ne prindă iar temperaturile de 30 de grade pe motor, că acum 2 săptămâni, un iepure, nu îl văd, din păcate. A, ba, l-am văzut cu coada ochiului, voi pe cameră nu plecați ca să-l vedeți. Mi-a strigat Iulian Cască, uite un iepure. Da, un iepure sălbatic, nu o friptură de iepure. Da, și cum ziceam, când ne-am întors de la Lechința, de la biserică, în clipul ăla ne-am topit, efectiv, cât am avut 50 de kilometri până acasă, pe temperaturi de 30 de grade, indiferent cu ce viteză mergeam și cât era de gol drumul și aveam vânt din față, era extrem, extrem de cald, cu toate aerisirile deschise la echipament. Ne-am topit un pic și de-aia vrem astăzi să ne întoarcem un pic mai repede, la o oră mai decentă, să nu ne prinde căldura și poate o să mai ies eu la o tură după masă, după ce se mai recorește spre seară. Da, mai bine. Borșa. Bun, am ajuns în Borșa Cătun. Acum intrăm în satul Borșa. Borșa, în ăsta ar trebui, pe la mijlocul satului, să avem o bifurcație în drum. Am apucat încă să trag pe dreapta, că ne-am uitat după iepuri și fazani. Și aici ar trebui să luăm bifurcație și noi să luăm pe drumul din dreapta înspre Chivia. Bun, deci nu în Borșa trebuia să facem dreapta, ci în Ciumofaia, în satul următor. M-am uitat aproximativ bine pe Google Maps, nu bine de tot. Și acum trebuie să facem dreapta și aici. Da, 80 de metri. Da, Chivia 4 km avem și indicator. Bun. Să vedem că nu știu cât asfalt o să mai avem. Nu o să mai avem. Și de aici, off-road time! Uhu! Off-road ca off-road, aia nu-i problemă, sperăm numai să nu fie câini pe aici, când nu putem să mergem tare, să sară la noi. Și sper că de cât drumul să fie practicabil până sus, pe două roți. E un pic problematic, că e un pic ud. Ceea ce înseamnă noroi, ceea ce înseamnă că alunecă. Pentru că au plouat zilele trecute în Cluj. Așa. Dar nu-i nimic, încetuțul, cu grijă. Unde nu mai putem, ne dăm noi jos, luăm motocicleta în spate. Să ducem și noi pe Heidi, nu numai Heidi pe noi. Trebuie să schimb un pic suspensia din dinamic în road ca să fie mai ok pentru drumul de astea. Bună dimineața!
Și am ajuns în Chilia. Hai să dăm o tură cu motorul prin sat. Și după aia să-l lăsăm deoparte undeva parcat și uitați primele case din piatră ce povesteam și după aia să dăm o tură de sat așa pe jos. Să ne plimbăm un pic pe jos. Să le vedem de aproape. Cățel. Și aici în dreapta vedem iar o casă și un gard făcut în același tip de piatră din tuf vulcanic. Uitați ce poartă frumoasă au. Și uite aici. Avem un loc să parcăm și să ne plimbăm un pic pe jos. Deci ne-am descălecat de pe motor și am luat-o încetuțul la picior și puteți vedea aici construcțiile astea făcute din piatra asta care v-a zis că se cheamă tuf vulcanic. Sunt multe în sat, sunt foarte interesante și arată foarte bine. Să rămână. Și arată foarte bine. Deci e o combinație cu cărămidă și aici e piatra asta altă. Să vedem care găsim una mai aproape, fără să fie un șanț între. Și să ne apropiem să le vedem de mai de aproape. Dar și aici avem o casă de genul ăsta. Numai casa asta are și tencuială făcută pe deasupra. Dar unde a căzut tencuiala? Se vede. Așa și mai avem una aici în dreapta. Tot așa. Trăsătura lor, ca să zic așa, din ce am citit pe internet, este că sunt ușor de recunoscut pentru că au culoarea asta crem spre gri și destul de deschise la culoare. Putem să vedem mai aproape, lângă magazinul alimentar, tipul ăsta de piatră din care e construit satul ăsta de 700 de ani. Noi lăsăm motocicleta mai în vale și am luat-o la picior să dăm așa o tură de sat pentru că nu e foarte lung și doamna unde am parcat motocicleta în fața curții care am parcat motocicleta ne-a zis că tot satul e în formă de deș. Trebuie să mergem tot înainte pe aici până să ajungem la o biserică foarte veche și după aia o să ne întoarcem înapoi pe cealaltă parte. Vezi ce frumos arată construcțiile făcute cu și curțile oamenilor făcute din materiale și foarte deosebit, adică înțeleg de ce e un sat unic în România. Poate ăștia mai puțin aici. Dar aici uitați ce mulți, ce frumos e. Aici în spate e prima biserică care ne-a ieșit în drum și din ce știu eu sunt patru biserici de vechimi diferite aici în Chidea. Asta după cum arată, probabil e cea mai nouă. Dacă nu mă înșel, e o biserică pentecostală, dacă mă duc bine aminte ce am citit. Și asta e cea mai nouă, care are aproape 100 de ani. Și în vechime, practic, se duc tot în jos. Și acum în față o să văd, imediat ajung, eu o văd, imediat o să ajungem și o vedeți și voi. E cea mai veche biserică de aici, din Chidea. Ce interesantă e zidăria pe piatra asta. Ce combinații de diferite mărimi. Practic, oamenii au folosit absolut toate bucățile pe care le-au avut la îndemână. Ca să obțină un zid uniform, zic așa, în două dimensiuni, și plat încolo și nivelat pe înălțime. Și aici avem un, ca să zic așa, o variantă mai nouă, mai modernă, cred că, pentru că sunt mult mai uniforme pietrele. Și zic, putem să vedem aici în față o diferență. Asta nu știu sincer, dacă îi pare după textură și culoare că e la fel, tot tu vulcanic. Dar vedeți că în stânga aici avem mai, cred că o construcție mai veche, completată de una mai nouă, unde pietrele au fost uniformizate, mai după standard, după tipar. Foarte interesant. Și asta e biserica cea mai veche din Chidea. Din cititurile mele de pe internet, am aflat că biserica asta e construită de aproximativ 300 și ceva de ani, de pe la anul 1700. E cea mai veche de aici, după cum am zis, și o construcție pur și simplu, în totalitate, făcută din bârnă de lemn. Din păcate că e închisă momentan și nu putem intra. Probabil o țin oamenii și o îngrijesc pentru evenimente speciale.
Da, e foarte interesant să găsești o bisericuță așa mică și așa de veche, tocmai aici, izolată în cătunul ăsta dintre dealurile Clujului. Și din nou, vedem că gardul e făcut din piatra asta. Și arată foarte bine, deci mi se pare că sunt superbe gardurile astea. Nu știu cât de bine mă impresionează textura și culoarea pentru o casă din piatră, făcută din piatra asta, dar pentru garduri mi se pare că arată extraordinar de bine și de frumos. Și bisericuța asta are foarte frumoasă. Păcat că e închisă și nu putem vizita. Dar să mergem mai departe. Și aici sper că nu-i deranjează, probabil că le filmăm în curți, dar casa asta e superbă. Și retrag tocmai ce am zis acum câteva secunde, vis-a-vis de folosit pietrele astea la casă, pentru că casa asta efectiv e minunată. Foarte frumoasă. Și aici avem iar două construcții super faine, tot din piatra asta. Deci înțelegeți și băgați bine la cap, oamenii ăștia folosesc aceleași materiale și aceleași tehnici de construcții de 700 de ani, ceea ce mi se pare mind-blowing. Adică e o bucată de istorie în picioare aici, în satul ăsta. Să vezi exact aceleași tehnici ca la 1300, fiind folosite până în prezent să construiască case moderne precum alea. Mi se pare că satul ăsta e definiția satelor liniștite din România, pentru că efectiv ești la capăt de lume. Drumul se termină aici, în spatele nostru, unde am întors înapoi să mergem la motocicletă. În spate sunt numai dealuri și păduri. Nu mai unde să mergi mai departe, asfaltul s-a terminat până să ajungem aici, semnalul la telefon s-a terminat și el. Adică, dacă vrei să te liniștești în viață și să fugi din nebunia orașului, un sat de genul ăsta trebuie să cauți. Nu trafic, nu mulți oameni, liniște. Asta e minunat pentru așa ceva. Plus că e un sat extrem, extrem de frumos cu toate construcțiile astea din piatră. Aici vedem o casă care e jet-be-jet construită ca acum 700 de ani, inclusiv cu acoperișul de paie. Dacă majoritatea caselor au acoperiș de țiglă sau tablă modernă, asta e prima pe care o vedem cu acoperiș de ăsta înalt și dacă nu știu dacă vedeți voi, dar hornul e de lut, lut cu lemn. Și dragii mei, cam asta a fost pentru duminica asta. Încercăm să terminăm aici pentru că vreau să strâng echipamentul, să luăm tătătătă încetuțul apoi spre casă pentru că ne-am încălzit un pic plimbându-ne așa echipați prin sat, că deși acum sunt la umbră, mare parte din sat era soare. Satul superb, nota 10, vă recomand cu mare drag o plimbare pe aici. Un singur câine a sărit la noi din afara unei curți, că din curți o sări mai mulți, dar unul singur reușit să iasă sar la noi. Dar așa l-a s-o liniștit destul de repede când am văzut că suntem oameni de treabă și mai ales că suntem motocicliști. Ce să vă zic? Până data viitoare, mulțumesc că mă urmăriți. Dacă ați rămas până aici, sunteți cei mai tari. Dacă ați rămas până aici, să nu sunteți abonați. Să vă rog să luați în considerare poate o abonare, poate apăsați pe clopoțel. Puteți să-mi lăsați comentarii bune, rele, numai nu fiți măgari, că comentariile de genul ăla o să le șterg. Ce să zic, până data viitoare, asfaltul scade.